Pentru mine, mama nu e cumva o singură entitate, într-un sens în care am descoperit în ultimii ani că ceva din tot pământul ăsta al femeilor care a fost înainte de ea, de la bunica mea, la străbunica mea, la străstrăbunici pe care nu le-am cunoscut cumva, sunt într-o formă sau alta, într-o continuitate prezente în ultima figură feminină care a fost așa de foarte mare impact pentru mine și dezvoltarea mea. Și atunci mereu când mă uit la ea, în ultimii ani, mă uit la ea ca la acest construct al multor femei din spatele ei. Și ce văd acolo e foarte multă reziliență și e foarte multă putere. E ca un fel de stâlp dintre ăla care reușește să țină o casă, a cărei construcție poate că nu e tocmai stabilă, dar stâlpul ăla face să țină. Când mă gândesc la momentele frumoase pe care le-am petrecut cu mama, îmi vine de fapt în minte prima amintire din viața mea. Eu sunt din Alexandria și îmi amintesc că erau după masă dintre asta de vară și cred că aveam în jur de 4 ani și ceva și mă ținea de mână, ne plimbam prin parcul ăla. În amintire pare că era un parc foarte mare, acum știu despre ce parc e vorba și este minuscul. Și mi-amintesc că era o senzație dintre asta de siguranță și că ăla a fost un moment în care pentru prima oară am simțit o sensibilitate foarte aparte față de lumină și de cum ea poate să influențeze stări și poate să te facă să simți lucruri. Asta e una dintre amintiri. Și o alta îmi vine în minte, o amintire mai recentă. Mergeam cu ea înspre bunica mea în urmă cu câțiva ani înainte să o pierdem și lucram la filmul de lungmetraj pe care am început să-l filmez anul ăsta și e primul meu film. Și am lucrat la el 6 ani și mama mea atunci era într-un punct în care ea însă și avea niște proprii lupte. Eu mi-aduc aminte că nu luasem finanțare atunci pentru film și fără să se uite la mine, se uita în față, la drum, conducând și mi-a zis: dacă tu crezi în asta cu toată ființa ta, atunci trebuie să te duci până în pânzele albe. Și mi-aduc aminte că am lăcrimat, nu m-am uitat la ea, dar a fost așa ca un fel de impuls dintre ăla care m-a propulsat foarte departe într-un moment în care nu știu dacă mai eram atât de sigură că pot să continu cumva. Dacă ar fi să mă gândesc și să revin la povestea asta cu fiecare dintre femeile din generația asta de dinainte, poartă în ele, le poartă pe cele care au fost, ce văd în mine, poate primi de la mama mea și de la bunica mea, e această capacitate de a vrea constant să descoperi lucruri și cumva de a face din tine poate cel mai important proiect care există pe lumea asta, o formă de a ajunge poate la înțelepciune sau la o formă mai bună a ta, la cea mai bună la care poți să ajungi, și asta am văzut la mama. E unul dintre cei mai deschiși oameni pe care îi cunosc și toți prietenii mei cumva sunt așa, că ce up-to-date e mama ta. Am o relație cu mama mea care e destul de deschisă și vorbim mult. Adică comunicarea cred că face parte din felul în care funcționăm și cred că amândouă avem nevoie de asta. Dacă ar fi să mă gândesc la planurile pe mai departe ale mele, probabil că inevitabil unul dintre ele e legat de filmul de lungmetraj la care lucrez. Și atunci parte din motivul pentru care am ajuns să fac meseria asta, dar și pentru care fac filmul ăsta, este datorat și mamei mele, pentru că e un lucru pe care mi-l amintesc că mi l-a spus când eram mică: tot ce-ți doresc este să faci o meserie care să-ți facă plăcere. Ea nefăcând asta, neavând parte de experiența asta, și și-a dorit foarte mult pentru mine să simt că lucrul pe care îl fac are legătură cu mine, nu fac doar pentru că trebuie cumva.